Am alergat după bani de la vârsta de 16 ani. De la 16 ani mă duceam și la școală și muncă. În România așa trebuie să trăiești. Bună seara! Bună seara! Cum te numești? Mă numesc Gabriel Ionuț Constantin, am 24 de ani, dar toată lumea mă cunoaște de nepotul. Nepoate, cu ce te ocupi? Lucrez într-o vulcanizare. Foarte frumos, bravo! Și asta îmi place să fac, sunt pasionat de mașini și de muzică. Îmi place să scriu și în seara asta am venit să vă prezint ceva scris de mine. Succes! Mulțumesc! România nu e o țară coruptă, nu e o țară jefuită, e o haită de lupi și dinăuntru, dinăuntru țării și din afară. Aparține România României. Nu port haine de firmă, dar port sinceritate. Și nu conduc merțan, că n-am barbă, bă, frate. Preoți din poartă în poartă, îi văd de câțiva ani. Dumnezeu nu să vinde, voi de ce ne cereți bani? Sunteți legați la ochi, ăștia ne vând comorile. Noi vrem aer curat, nu mai tăiați pădurile. E țara lui Becali, nimic nu mai e curat. Scriu o carte și într-o lună o să fie liberat. Uitați-vă în jur, spuneți-mi ce vedeți. Credeți că merge ca pe roate, dar nu vedeți. Spitale infecte cu aparate defect. Doctor, ce-ți dau pastile, ce n-au efecte. Mă uit la TV, vă numai crime și violuri. Oamenii aș de fi, țara e încă în doliu. Nu cred că se mai poate repara ceva. De asta lumea pleacă de aici, din țara mea. Și române, tu luptă, stai drept în picioare. Române, stai aici, chiar dacă încă doare. Române, nu pleca, asta e țara mea și a ta. Românie, casa noastră, capul sus, nu ceda. Și române, tu luptă, stai drept în picioare. Române, stai aici, chiar dacă încă doare. Române, nu pleca, asta-i țara mea și a ta. Românie e casa noastră, capul sus, nu ceda. Încetul cu încetul o să fim manipulați, controlați. Și de la viață te branșați, e mai nou ca să nu vorbești, pui masca la gură. Nu mai sunt zâmbete, sunt oamenii plini de ură. Sunt multe de spus, dar cine sunt eu? Sunt omul simplu cu frică de Dumnezeu. Poate că ce spun eu ți se pare ireal, dar uită-te în jurul tău că e banal. Întregul popor e mințit și bine controlat. Tu ce-ai de spus? Că eu m-am săturat, sunt scârbit de lege ce oricum nu se respectă. De oameni tâmpiți ce au putere și nu regretă. Vreau să fiu sincer cu voi că ne-au mințit enorm. Am ajuns cu ochii deschis să văd ce ved un orb. Trăim în țara nimănui, hai cu Doamne ajută. Și de când mă știu, continuăm aceeași luptă. Și române, tu luptă, stai drept în picioare. Române, stai aici, chiar dacă încă doare. Române, nu pleca, asta-i țara mea și a ta. Românie, casa noastră, capul sus, nu ceda. Și române, tu luptă, stai drept în picioare. Române, stai aici, chiar dacă încă doare. Române, nu pleca, asta-i țara mea și a ta. Românie, casa noastră, noastră, capul sus, nu ceda. Hey. Mulțumesc! Bravo, nepotul! Alexandra, cum ți s-a părut? Mi-a plăcut foarte mult. Îmi place, admir atunci când cineva pune în versuri aceste sentimente, emoții, gânduri. Mi-au plăcut versurile, mi-a plăcut că vorbești de lucruri foarte reale. Aș fi dorit să știu mai multe despre tine și cum ai ajuns să scrii și... Treaba cu scrisul a început de când am avut, să zic, un impact emoțional foarte puternic. Mama mea s-a îmbolnăvit și a stat ceva timp prin spitale. Mama mea s-a îmbolnăvit de schizofrenie și a fost destul de nasol. Nu mai recunoștea pe nimeni, nu știa care familie, nu știa care copii. E foarte bine că mama ta se simte bine acum, ci că tu ai reușit să pui emoțiile astea în versuri și astfel și să te descarci și să... Da, să zic că asta m-a ajutat și nu o să renunț la asta niciodată, orice s-ar întâmpla. Și nici nu trebuie să renunți, dacă asta e ceea ce simți. Da, mulțumesc! Florin! Dă-i înainte cu talentul tău și o să ajungi binișor. Nu o să ai mare succes cu rap-ul patriotic, dar treci la ce așteaptă băieții până vama veche, până cluburile astea care se deschid, dar păstrează și piesa asta puțin. Din partea mea, da. Mulțumesc mult! Alexandra? Da. Mulțumesc mult! Ia uite, mă! Nepoate, mie mi s-a părut textul interesant, dar cât că mai ai de lucrat la... exprimarea textului, adică la cântat, pentru că vorbim despre muzică totuși, așa că răspunsul meu este nu. Mulțumesc! Fii atent cum stă treaba, nepoate. În funcție de
Atitudinea pe care o să o ai după show-ul ăsta, o să-ți răspunzi tu ție dacă tu vrei să faci ceva mai mult decât o căutare personală în hip-hop. Iar eu o să te ajut acum să-ți dai acest răspuns, atenție, spunându-ți ceea ce cred despre spectacolul astăzi. El nu e de trecut astăzi. Răspunsul meu deocamdată e nu. Și de aici încolo vreau să văd bărbatul din tine. Mersi mult. Da? Noi îți mulțumim.